E luna aprilie aici la Montreal. Se vede? Cu plus 5 grade afară, nu poți să nu ieși la plimbare. Dacă de obicei în fiecare dimineață eu o duc pe fiica mea la grădiniță cu mașina, pentru că, fiți de acord, nimeni nu vrea să meargă pe jos 3 km la minus 700 de grade frig, poate doar acest ciuvac, acum am hotărât să mergem pe jos. 30 de minute de plimbare dimineața printr-o zonă suburbană tipică din America de Nord, cu un copil de 3 ani jumate, este o experiență care mereu ceva te învață. Care au fost lecțiile de această dată? Am ușa vă spun. Apropo, ăsta este un parc în luna aprilie. Parc, da. Încă ascuns sub straturi de zăpadă și gheață și zăpadă și gheață și zăpadă. Iarna asta mai scurt în Quebec a fost o cantitate record de precipitații. Nu este prima dată când merg cu Magda pe jos, la sau de la grădiniță, dar încă n-am învățat cum să o țin fixată pe traseu, concentrată. Mereu este vreun munte de urcat, vreo frunză de ridicat, vreun cuvânt de inventat. Eu știu, e copil, n-ar trebui să-i cer prea multe, dar cum ăștia de prin Japonia, Hawaii și alte părți organizează concursuri de copii care se târie pe jos în linie dreaptă, a? Înseamnă că totuși poate. Să fiu sincer, cu durere mă uitam până acum la postările prietenilor mei de prin Chișinăuri, Bucureșturi și alte Londri, pentru care unul martie deja însemna primăvară cu plus 20, dar în timp ce mă plimbam pe jos cu Magda, m-a fulgerat un gând. În toată mojila asta de primăvară în calendar, suflet, dar nu și în stradă, eu mi-am dat seama că prețuiește aceste puține raze de soare și prețuiește această căldură, oricât de mititică și neînsemnată ar fi ea, o prețuiești doar atunci când n-o ai. Și oare nu așa se întâmplă cu toate și cu toți? Iubire este? Ah, iubire nu trebuie. Iubire nu-i? Oh, iubire trebuie. Ai primăvară, ai căldură, ai soare cu vârf și îndesat, o iei ca pe gratuitate. Ai 6 luni de iarnă și îți permiți să ieși din casă o leacă mai dezblehuiet doar în mijloc de aprilie? Devii deștept și te apropii din înțelepciunea budistă. Înveți că nimic nu este permanent și că cel mai mult ai atunci când nu ai. Așa că în loc să mă plâng, eu adun lecții de viață și motive de bucurie. De exemplu, zăpada neagră. O cunoașteți? Vă place? Eu mă minunez de fiecare dată la postările conaționalilor mei atunci când plâng de negreața asta de zăpadă. De ce nu strângeți, băi, autorităților? De ce nu strângeți ceea ce și eu pot sau uneori chiar trebuie să strâng? Pe mine, Canada m-a dezvățat să mă plâng pe ritmul și calitatea dezăpezirii unui oraș, mai ales de când am auzit la știri că 20 de centimetri de zăpadă costă autoritățile orașului Montreal 20 de milioane de dolari. Un centimetru, un milion. Așa că de fiecare dată când nu ți-a dat cu lopata, gândește cât asta ar putea să te coste sub forma unor taxe municipale. Ia că așa am ajuns la grădinița noastră, în milieu familial. Mulțumesc, Magda, că încă n-ai 18 ani și eu pot să decid pentru tine, dacă am voie sau nu să te filmez în scurt metrajele mele geniale. Mulțumesc vouă pentru ochi și urechi și sper eu degete, cu care să apăsați pe butonul like. Știți proverbul, cu un like nu-ți faci primăvara. Dați-mi de știre dacă v-a plăcut această formă de video eseu, scrieți-mi mai jos în comentarii. Dacă și voi scrieți din când în când, dar încă nu știți dacă din asta o să iasă o carte, un dicționar de neologisme sau o enciclopedie, povestiți-mi de unde găsiți timp și inspirație. Huh, cesna slova, prieteni, niciodată n-am crezut că o să fac compuneri despre primăvară după ce absolvesc clasa 6. Atât pentru azi, ne auzim data viitoare, pupicei! Dar ce înseamnă primăvară pentru tine? Care sunt simbolurile primăverii? Păsările? Și ce altceva? Ce înseamnă primăvară pentru tine? Păsări. Nu, dar în afară de păsări, ce vezi tu afară? Când vine primăvara, ce vezi tu? Eu văd mașini. Mașinile sunt și iarna, dar primăvara, pe câmpie, când dispare zăpada, ce apare aici în parc? Zăpadă! Oh! Când dispare zăpada, ce apare în parc? Iarbă floricele! Iarbă floricele! Exact, da, mai mult ne concentrăm pe iarbă.